Ficatul duce, zice o vorbă din popor. Nimic mai adevărat pentru poporul, sărbam, care are atâtea de dus pe ficații lui de popor. Dacă nu mai sunt gaze, rezistăm. Tăiem corcoduși. Dacă se ia lumina, rezistăm. Că vorba aia. Ce, nu vezi să duci mâna la gură? Dacă se ia căldura, încă rezistăm. Mergem la mol, unde e cald și bine. Dar să nu dea el de sus, să vină vreo criză de tescovină, că explodează mămăriga. Dar cu ce a început? Cu via sau cu roșiile? Cu roșiile, prima dată. Întâi și întâi cu roșiile. Da. Auzi, dar poate nu e fi lăsat și pe ei să ia vreo roșie? Dom'le, am avut și aici, unde sunt bondoci ăștia, roșii, și acolo, vedeți acolo. Așa. Iar din nou. Și le-a făcut prea cu ce... Cu ce de nu știi? Nu știu, total. Văd că dumneata ai stropit cu ăsta, cum se cheamă? Cu piatră de vie. Zeamă bordeleză, sau cum îi zice? Nu. Piatră vânătă. Piatră vânătă. A, așa. Da. Uite că se vede. Se vede, se vede. Da, este o vie care este îngrijită și care dă, mă rog, mai mulți saci de struguri, cam câte kilograme. Da. Până la 40 de vede. Da. 40 de vede, asta înseamnă în kilograme sau în litri? Înseamnă vreo două butoaie mari. Venea un butoi, îl umpleam de 4 de vreo 1000 de 80, de 80. 80? Și rămânea 40 de vede. Așa. Deci făcea peste 1000 de kilograme de litri. Da. Da. Și va ajungea ca tot anul. Tot anul te aducea. Dar acum cât ați făcut? Cât ați făcut? Mai puțin, jumătate. Ce să fac? Am făcut un butoi de la de 20, a rămas un 10 vede. Puține sunt grădinile oltenilor care își etalează cu mândrie butucii de vie înșirați cu minți, în rânduri disciplinate, sau așezați alandala în mijlocul tarlalii. Tudor Iovan și fiul său îngrijesc ca pe ochii din cap circa 1500 de metri pătrați de vie în comuna Ceră din județul Dolj. Dar via s-a comportat ciudat anul ăsta și n-a mai făcut struguri pe măsura posibilităților ei, așa că Iovan și-a îndreptat bănuirile către vecinii săi, pe care îi acuză că i-au otrăvit plantații. Eu am fost aici de 30 de ani când am făcut noi cășile aici. A fost teren din ăla. Viran. Și ne-a dat atunci niște căși. I-a lăsat-o fetii, dinsul, nu știu eu, așa. Fata e plecată de 30 de ani pe Italia. Fica dumitale. Da. Și eu mă întrețin, dar sunt bolnav. Când pot, vin. Când nu... Ești cu sapa, te văd cu sapa. Lucrezi, îți place să lucrezi pământul, via. Și eu pe aceea... Ce vie? Ce fel de via e? E o gamă din ață, sălbatică. Ce a scăpat din ghearele lui Burebista. Dar se face vinul din nu e sălbatică, bă, Fănel. Nu e sălbatică. Este 1001 a ta. Bine, dar asta, cum îi zicea... Dar nu sălbatic. Vremul, nu. Dar este bună să faci vin din ea. Dacă o întreții, dacă nu... Mai bea omul
și sifon. Ce să fac? Dumneata lucrezi via dumitare, nu? Sau via la copii, nu, asta nu. Asta mea în partea alălaltă. Dar spune mie, asta, via dânsului, uite, asta arată mai îngrijit. Păi omul s-a din curte, eu n-am nimica. Deci scoală dimineața la 5, intră. Eu deci stau... o muncește, o migălește, lucrează la ea. Categoric. Eu stau la un kilometru departe. Stai departe. Și eu vin aici când pot. Când sunt bolnav, când aia vin și mă ajut așa ca să nu fie curtea urâtă. Dar în rest... Știi ce a pățit dânsul? Spune așa, că via i-a fost otrăvită cu pesticide, cu substanțe de-astea care ucid biologic viața. Aș zice că e un atentat la siguranța națională. N-aș putea să zic o treabă, că dacă da băiatul ăsta, aia gândul meu la 70 de ani ai mei, dacă da la el se omoare navea așa și la dânsul cum e de curat. Eu nu țin... Am înțeles, rațiunea, uitați ce spune și dânsul, și adică rațiunea dânsului e corectă. Zice, bă, dar de ce se strice ala... totalul ăla, biocidul ăla pe via dumitare, când putea să omoare... Se facă pe-a lui. Dar el are copii, băiatul, nu șade. Eu așa gândesc... Că... Bă, fărere, da, ia-mă și tu, Sama. Mergi dincolo. Bă, ne-a dorit. Uite, eu nu am treabă, că ne vede, poate ne vede pe la televizor un sat întreg. Dar ce spun eu, un sat întreg? Mai degrabă, o țară întreagă. Eu nu am treabă. Ia de agent. Ascultă la mine o treabă. Ca să ne vadă un sat întreg, știi care e treaba? Dacă timpul ăla a fost atât de caniculos, eu am dat să arunc pe... Dacă timpul... Ce să faci, bă, ne-a fost nefavorabil timpul nefavorabil pentru cultura vie. De vie. Ma t-ai făcut. Eu am făcut 8 saci, ma t-ai făcut poate 30. Că ai îngrijit-o. Eu nu am îngrijit-o, că eu vin... Domnul Mitică, da. Înțeabă-l și pe el. Și să mergeți la el în vie. Ce e la ăsta, e și la el. Și atunci spune păi că... Păi cum nu? Adică, băi ne-a dorit. Mă, un pic de rușine, mă. Când eu muncesc, soimănit. Hai, muncesc via de soimănit. Cum te cheamă? Cum zice? Și tu acum spui tu că nu e vie. Păi asta e vie, mă. Eu am avut zice eu ceva, oamenilor, e muncită că m-a ta. Stai-te scola 5, dar eu am stat 3 luni în spital, am venit acum 2 săptămâni. La mine nu dă copii, nu, și mai fac și eu să nu mă mănânce șerpii, adică vreau. Dar nu mă bag eu la ce ai, mă, ai vie frumoasă și încă foarte și ai întreținută. Deci acolo ești mata, aici e vecinul, când am dat. Da, care a dat tu aici. Eu nu am, ăla, de partea aia, n-am de nimica cu, adică vreau, e îngrijită, să scoală e, omul. El în partea aia. Dar ce, îi ține partea sau e așa crede el? Îi ține partea. De ce se ține partea? Dar de ce? Și ce are avea de câștigat? Păi dacă tu o vezi că e de la asta definitiv. E, o fi vreun blestem. Coteam la 37 de saci de struguri. Și anul ăsta cât ai scos? Nu am scos decât vreo 5 saci. Din 37? Da. S-au uscat pentru că au dat cu erbicid. S-au uscat, am tăiat coazele. Doamne, toată lumea așa a spus că așa a fost. Dumneavoastră cât a scos? Eu nu am scos, eu nu. A, n-aveți vie. Și mi-au zis așa, vița noastră de vie și fasolea, țucără și asta au fost otrăvite cu o substanță. Dar aș vrea întâi să vorbesc cu doamna, ca să... Spuneți-mi, doamnă, climatic a fost un an bun pentru vița de vie și pentru... A fost așa. Știți de ce? Asta primăvară când ăla via să dea ea, așa, a mai luat din căpuș. A luat ăsta, bruma și înghețul ăla, ce a rămas ele mai în dosul viței, așa, au mai dat și s-a făcut. Vă referiți la floare? Floarea a avut de suferit? Sau... Nu floarea, vița, căpușa, când dă de pe coardă. Pardon. Deci a afectat, ca să zic, a afectat, clima, cumva? A afectat din ea.
Da, că la noi se făcea struguri de struguri aici, că e și via mai deci tineră. Deci anul trecut, dacă ar fi să comparăm, sau acum 2 ani, sau... A bătut piatra anul trecut la noi, aici. Numai necazuri pe capul viticulturii noastre. Sărac. A bătut piatra, păi da. Și n-a afectat, piatra n-a afectat și, și via la vecinii. A afectat, dar boabele care le-a afectat s-au uscat și au picat. Și ce a fost bune de nu le-a lovit piatra, au rămas. Da. Deci nu ați luat de pe, adică n-ați făcut culesul. N-am făcut dar, acum. Dar acum nu apreciați să fie mai... N-am apreciat niciodată ce ne-a lăsat Dumnezeu aia în piguli și noi. Asta a fost. Ce a ne-a lăsat el, atâta am luat. Tragedia celor doi Iovani, tată și fiu, este că în singurătatea lor perpetuă, vița de vie, fasolea țucără și roșiile țuguiate le omorau timpul de primăvara și până toamna. În anotimpul rece, singura preocupare era consumul licorii preparate la sfârșitul lui septembrie. Dar de la an la an, aceasta este din ce în ce mai puțină, de unde și suspiciunea că la mijloc este vreo mână criminală care le pârjolește viile și le otrăvește culturile. Orice ar fi eu când serve. Tot cu vin mă îmbărbătesc. Da. Uite, văd că mai ai și de-astea ruginite, de, adică e, mai... E, din cauza soarelui. A, s-a ruginit din cauza soarelui. Da, da, din cauza n-a. Frunzele, vedeți, din cauza soarelui. Ea a făcut așa. Pulpocit. Păi dacă ar vedea un atutor la el în grădină, zice că a dat cu ceva substanțe pe ea, a otrăvit-o. Dar cine a dat la mine aici? La noi n-a dat nimeni. Păi să poate să fie așa, da. Te-ai bine cu vecinii? Am, cu ăsta din lângă mine, că i-am făcut casă, să are foarte bine cu mine. Care? Am vrut să ne omoare. Ego a fost doar cu mine, am a ucit un concert întreg ca să-i fac casă și pe urmă când a fost o fac eu pe a mea, a întors spatele și... N-am mai venit la dumneavoastră. Nu, nu ne-am mai băgat. Chiar dușman, dar ca taramă, nu așa. Aveam pe părintele Coleacu, că îi muncea meu via și o împărța în jumate, jumate. Cu părintele? Cu părintele. Părintele nostru. Nu m-a lăsat nici prin fundul curții să trec în partea aia la mie, părintele. Ca să dau pe drum să mă duc la el. Părintele. Nu, părintele. A, vecinul. Vecinul. E verișorul nevastă mea, primar. Da. Deci... Mă, uite, așa și Nea Tudor, ești rudă cu vecinul ăsta care l-ai pus să taie cireșul. Nu l-am moșit. Iau, e nepotul. Iovan nu are nimic mai de preț pe lumea aceasta ca via din fundul curții. Și-a instalat chiar și camere de supraveghere care îi oferă în permanență informații precise despre butoaiele cu vin. Dar cu toate astea, tot crede că un vecin de-al său îi toarnă ceva substanțe chimice toxice la rădăcina butucilor de vie. Recolta de anul acesta îl sperie mai ceva decât facturile pe care le are de plătit pentru curentul electric, căci vinul e principalul său aliat în lupta cu zilele lungi de iarnă. De săpat mi-o sap eu întotdeauna. Via. Da. Așa s-o ai mănânc cum se. Bravo. Merg. Bravo. Și sap. Și o curăț. Da. Că dacă via e curățată, nu dă nici mana în ea. Nu dă? Nimic. Mana? Mana dă? Dacă nu. E doamne ferește. E... Da, e stropită cum e capul ăsta, așa a fost. Da. Astea două clete acolo. Dar eu știi ce vreau să aduc vorba? Vreau să aduc vorba despre situația că omul bătrân este vulnerabil și că el ar fi să trebuie încetul cu încetul să ajungă la niște relații mai bune și cu vecinii și cu rudele, că pe unii, uite, deci mata e și rudă și vecin. Și iată că trebuie să te lupți cu el. El sare cu cuțitul la mata, cum ai zis, mata sar cu ăsta, cu ciomăgelul. Eu, dacă n-aveam pe ăsta de mă... Dacă n-aveai ciomăgelul, era rău. Era rău, mă tăia. În sensul că îți făcea o gaură în spinare, în cum spate, i-a făcut băiatul matale la nevasta lui, la umăr, sau unde, unde i-a făcut. Aha. O fi bine să-i aduce aminte de tinerețe? Dom'le, cu oamenii ăștia nu s-are nimeni bine. Deci toți vecinii pe aici nu s-are nimeni, doar ultimul vecin de acolo. M-a chemat la el în curte, am fost cu niște colegi și mi-a zis că o să-l omoare pe tata.
ceva pe scăpetatul. Nu știu, să certa să pe aceea ce făcuse. La bătrânul, Tudor. Nu, ăla bătrânul, da. Ăla bătrânul? Ăla era la pușcărie. Eu am vorbit cu ei că, dacă n-am stat aici, pe am vorbit până când au început să mă înjure, să mă ducă pe la poliție, să mă ducă pe la nu știu ce, că mă duceau la poliție din... De exemplu, dacă era ziua mea sau puneam ceva muzică, gata, era poliția la poartă. De aici apornim. Cu muzica, da, anumite evenimente. Nu de aici a pornit povestea, e mai veche. Deci, de acolo a pornit cu poliția, venea tot timpul, mi-a adus-o de câteva ori. Bă, mi-a zis poliția să nu mai ăla, să nu mai pun muzica, să o las mai încet. Mi-a zis că să o pun până la ora 10, cât aveam normal, așa am făcut, așa am ascultat. Ăla, dar tu nu mă lasă în pași, ei nu ne lasă pe noi. Vă duc să vă spună toată lumea ce oameni au fost. Pentru că el... Tudor Albătrân, și ăsta tânărul. El, acum mă duc să-l omor. Acum să vezi ce-l bat pe ăla. El așa a avut-o toată viața lui. Și el lua bătaie. De la toți. Eu nu spun că nu mă interesează. Eu nu mint că ce mă jur. Cum se chema cartierul? Era un sat, Malaica. Care noi ne-am mutat acum 30 de ani din el și am venit aici la Cerat. El n-a stat lângă noi, nu știu cum a luat loc aici. Și știa de frică, Malaica. Păi, știa, nu știa nimeni că îl băteau toți. Și el era, ca să zic așa, mai mult... Era smardoi, dar el lua bătaie de la toți. Pe tren, pe unde se ducea, prin cartier, prin brazdă, pe unde s-a dus, pe acolo a luat bătaie. Pentru că s-a apucat cu toată lumea și bătaia și-o lua el. De ăsta a ieșit din pâlc și a dat cu piciorul un gol. Un picior, da, dar mai multe picioare. Dorul ăsta i-a dat cu piciorul în gură, da, și i-a rupt dinții. Dar da, băiatul lui Dumitale nu i-a rupt dinții el. Bă, da? El a avut... Tot da, dorul ăsta? Nu m-am din sus. Și tot dorul ți-a scos dinții? Da. A dat cu... M-a la portă. A dat cu ăsta, cum se cheamă, care pui pe degete, așa. Da. E un dor de pui pe degete, cum se cheamă. Da, da, Box. A avut și prea, a avut... Păi spray-ul nu scoate dinții cu spray-ul. Nu? Dați-mi ochi. Hai noroc! Oi fi răcit cine știe. Via în totalitate, cam 60% să zic eu așa, este afectată de fenomene meteorologice, nici de cum de substanța total, pentru că arată așa. Substanța total, herbicidul total, ca să zic așa. Ertea și fișa aia care... Totul e din cauza fenomenului meteorologic, exact cum este în toată localitatea și cam peste tot. Dar ne certăm printre garca câinii. Vă certa. Ne certam, bohu. Uite, dânsul... Păi, dacă nu mă lăsa în pace, domnule, nu mă lăsa în pace. Mi-a arătat și fundul, m-a dus la poliție și peste tot. Da. Urâtă vorbe și ce mi-a făcut. A plecat din lumea asta. S-a murit. Mâinile pe chept, un metru lățime și doi lungime, aia luăm toți. Da. Ce a luat regina? N-a luat nimic bogățiile. Da. Nici noi nu luăm nimic. Suntem muritori. Poate să rămâie ce ar rămâne. Aoleu! Da. Tot acolo mergem. Nu să știe că ăla e mormântul la regină și ăsta e mormântul la un păcătos. Într-un fel, povestea lui Ion și a tatălui său este un caz fericit. Cei doi au găsit ceva care leagă pe vecie și aceasta nu este neapărat legătura de sânge, ci legătura creată de sângele voinicului, cum au botezat localnicii zaibărul de Cerăt. Căci viciul putea să-i despartă și să-i transforme în cei mai cruzi inamici, dar așa își împărtășesc unul altuia și gândurile bune și pe cele rele. Ai două fete, ai fost în câmpul muncii, acum ai la pensie, probabil. Dine câteva cuvinte despre copii, despre... Ce să spun, amică... Am mare văzut că e farmacistă la Segarcea. Asta mică are frizerie deschisă. Gine mea lucrează. Deci nu e... Tu ai lucrat în termoficare sau în ce? Da, în termocentrale. În termocentrale. Turceni, Craiova, Ișalnița. Da. De acum? Ar să ai o pensie bunicică, dar n-ai făcut ani. Păi nu e, că n-am decât 63. 63 și până la 65, se face 65. Da. Și tata e mai mare cu 10 ani ca mine. Tata are 83. Cu 20 de ani.
De la 63 la 83 sunt 20. Da. Că dacă te făcea la 10 ani, era campion. Da. Dar te-a făcut la 20. Păi da. Diferența de 20 de ani. Da. Fiecare om își alege și își cântărește necazurile după propriile sale nevoi. Lui Iovan nu-i pasă de războaiele care bântuie lumea, nici de crizele energetice care zgâlție prizele din pereți. Singura sa tragedie e prea puținul vin care se adună anul acesta în butoaie. Ion, fiul său, îi împărtășește cumpăna și chiar dacă nu stă bine cu aritmetica, pricepe că pericolul e cât se poate de serios, iar gâdlejul său riscă să treacă prin iarnă uscat și trist. Perseverența în greșeală nu e vreo virtute, ci prostie și ignoranță. Încăpățânarea de a înțelege rosturile lumii, e bine, asta e o scofală. Valeriu! Nu vreți să-l strigați noastră, poate vă cunoaște voi. Domnul Valeriu! Valeriu! Valerică! Valerică! În urmă cu aproape 8 ani, vecinii lui Valeriu Manea, familia Ceapă din Runcu, județul Dâmbovița, au vrut să facă un gard ce despărțea cele două proprietăți. Valeriu s-a pus contra și nu i-a lăsat dintr-o ambiție greu de înțeles. Degeaba au intervenit reprezentanții primăriei, degeaba au încercat ai lui Ceapă să rezolve problema pe cale amiabilă, Valeriu s-a pus contra și nimic n-a putut să-i schimbe încăpățânarea. Doamne, păi dacă nu, nu avem mai mult în acte. Noi avem mai puțin în acte. Aici, bucata asta de teren, au fost 800 de metri și mai sunt 720. Dar dacă noi intrăm, păi tocmai dacă noi intrăm la ei cum zice, atunci aveam noi mai mult și ei mai puțin. Dacă ei au avut 600 de metri și îi au în acte, da? Da? Îi au în acte. De unde le-am luat noi teren? Zice că era un gard făcut de familia lor de păi da, și gardul s-a dărâmat, că era normal. Să se dărâme gardul, da? Și să face de la natură, că putrezește gardul mare, da. Așa. Și dumneavoastră ați făcut unul nou. Da. Pe aceeași poziție. Păi treaba este că n-am putut să facem gardul, că ei ne-au dat în judecată. Ei? Cine a dat în judecată prima oară? Să mă gândesc. Nu, noi am vrut să facem gardul. Nu vrem să mergem acolo să vedem chiar unde a fost gardul prin asta, ca să vedem exact unde a fost poziția gardului? Și... Da, păi nu că poziția gardului, cum zic ei, că noi ne-am judecat foarte, foarte mulți ani, 7-8 ani. Cine a dat în judecată pe noi? Noi am vrut să facem gardul, nu, cred că soacră mea i-a dat în judecată, da. Că hai să facem gardul, ca să facem gardul. Ah, da, i-am dat în judecată să facem gardul noi. Foarte corect. Da, pentru că n-au vrut, ne-am adus primărie, poliție ne-a adus de toate. Ei. Da. Da, și nu ne-a lăsat să facem gardul. Așa. Nu ne-a lăsat să facem gardul și apoi, cu ordin judecătoresc, cu totul, am făcut gardul, cu ordin judecătoresc. Da, păi și acum ce mai vor? Păi, m-au deschis acțiune în instanță. Din nou? Da. Așa. În care să anuleze toate documentele obținute de dumneavoastră, de la autorizația de casă până la, mă rog, toate deciziile date instanței. Așa. Da. Așa? Pe temeiul că există un fals. Păi și să-l demonstreze. În instanță s-au certat de... De câți ani vă certați, doamnă? De mulți ani. Pe mult. Familia Ceapă cu familia... Da, e de mult, e de mult. Da. Păi mai nimic. Pe, și că vreo 2 metri de gard pe o lungime de nu știu cât. Nu știu ce să zic, dar... E o zăpăcelă, dar mare, nu trebuia așa ceva. Diferența de pământ acolo s-ar putea că ei se băga cu gardul aici și a rămas acolo mai mult.
când a venit executorul, adică a stabilit poziția corectă a gardului ăsta. Și celălalt. Bun. Ca să vină executorul, cineva trebuia să-l cheme. Trebuia ca să deschidă acțiunea. Dumneavoastră ați deschis, nu? Da, s-au judecat 7-8 ani. Așa ceva. Adică? S-au judecat în foarte mulți. Soacra mea cu oamenii ăștia s-au judecat foarte mulți ani ca să, ca să putem face gardul aici, să vină executorul să facem gardul. Până nu era gardul ăsta, nu era nimic? Era doar peretele casei? Nu, aveam balan, aveam un gard. Aveam un gard de lemn. De lemn. Care era poziția gardului de lemn? Baba, asta. A fost. Aici eu așa am găsit-o. Am eu 25 de ani de când sunt căsătorită aici. La ce îi spune baba? Iertați-mă. Asta, țeava asta. Asta, aici a fost. Aici am găsit-o. Deci ăsta este un gard vechi de câți ani? Nu știu, de 25 sunt eu aici. Aha. Deci are mai mult. Bun. Și cel de lemn era, ca să zic așa, în unghi drept cu gardul de la drum. La normal. Și dumneavoastră a trebuit să deschideți acțiune? Pentru cumva potrezit și nu l-am mai făcut. Că dacă nu ne-am înțeles cu ei, nu l-am mai făcut gard. De când ați început să nu mai vă înțelegeți familia, ce apă cu familia? Păi nu știu dacă s-a înțeles vreodată. Niciodată? Eu nu știu dacă s-a înțeles vreodată. Păi și de ce, doamne? Păi nu știu, domnule, eu dau să știu de ce nu s-au înțeles. La tribunal am înțeles că au dus o familie de la Râul Alb ca martori. Da. Doamna, știau cei de la Râul Alb mai bine decât un vecin, de exemplu, de aici, din care... Păi da, nu-ți vine nimeni martor, că așa nu vine. Dar oamenii ăștia au lucrat aici. Au lucrat la noi. Oamenii ăștia lucrau la noi. A. Lucrau... Da, da, veneau la noi mereu și lucrau. Lucrau la noi. În sensul că... Da, eu cred... Eu cred că a făcut zidul atunci. Nu știu cine a făcut. Aha. Eu nu știu când s-a făcut casa. Da, și ei au... mărturisit că au lucrat și că poziția gardului era cea care... Da, pe așa este, pe da, este. Că se vede ăsta, asta, de aici. Da. Asta n-a mutat-o nimeni. Gardul ăsta se vede că are foarte mulți ani. Ce vă împiedica, de exemplu, să construiți zidul ăsta fără să-i dați în judecat? Dacă era gardul vechi... Vede că nu se dă voie. Noi am pus doar plasa. Nu vă dădea voie? Nu. Deci noi am pus plasa asta aici. Și au venit și ne-au aruncat-o. Aha. Deci nu ne-au dat voie să facem gardul. Că nu e pe acolo. Nu e hotarul acolo. N-a existat o bună înțelegere niciodată între dumneavoastră și... Niciodată. S-a ajuns să fim executat silit. Da. Acum este mai puțin. Acum că ne-au executat, au tăiat semnele de hotar, au tăiat tot, au distrus. 7 euro metru, ziua niște bani, da, și li s-au pus și 3.000 și ceva de euro de spăcuire. Au pierdut în instanță toate procesele le pierd. Pentru că n-are cum să pierd atâta timp că tu ai 600 de metri pătrați, da? Îi ai. Îi ai în acte și iai și îi ai. Păi de cum nu iau dacă ei au cadastre făcute pe 600 de metri? Păi au cadastre făcute atunci când erau, dacă n-ați mutat... Nu, ați mutat, a avut atunci 600 de... Deci spune așa, că ați mutat și gardul ăsta și ați mutat și gardul ăla din fundul curții. Dar ăla din fundul curții... Păi dar nu ăla, nu l-am mutat noi. Acolo a venit executorul și au măsurat 600 de metri și acolo a pus gardul. Unde a venit... Deci înainte să construiască gardul noi, executorul și cu jandarmii și cu poliția, da? Cu cine au fost, s-au făcut măsurătare și aveau 600 de metri. Sigur. Rămâneți un pic, pentru că vreau să-l întreb dacă așa stau lucrurile, dacă îmi permiteți. Că păi el nici domnule dragă, ei da. Când au venit judecătorul și executorul, familie, da. Ei n-au fost aici prezenți, că n-au vrut să vină. Dar de ce n-au vrut? Nu știu. Trebuie era în interesul lor. Nu știu. O fi plecat pe front. Când a venit executorul, a venit toți. Cine, Doamne, iartă-mă, n-au fost... Da, s-au făcut măsurători, da. Da, 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 da. Și-au pus 600 de metri, le-a pus hotarele și atunci am putut face gard. Dar avem în hotărâre judecătorească irevocabilă. Și ce zice că n-au fost în țară? Păi cine, el n-a fost în țară? Nu știu. Săracul. Că ei copii, adică cei care reprezintă pe părinți, copiii, mai mulți frați. Patru. Ei? Da, ei nu au fost, așa spune dânsul. A, n-a fost niciunul în țară? Păi ăsta n-a fost niciodată plecat. Eu nu sunt un bun măsurător. Totuși, dacă iau suprafețele așa, până la urmă, văd care este latura asta, care este latura asta. Dacă eu fac o măsurătoare, cineva de la primărie, că o să iau pe aici. Da, cu doamna inginer, de la primărie. Trebuie să fie așa, Păi poate să vină oricine, că măsurători au fost făcute vreo 7. Nu numai una. 7 măsurători, da, și la proprietatea dumneavoastră, și la proprietatea lui? Au fost făcute. Și au ieșit? Au fost făcute, dar sigur, pe odată ce a venit judecător.
deci s-a judecat și a măsurat tot. Da. Și la mine, și la ei. Așa. Da. Știu că a venit o doamnă judecătoare, da? Da, a venit și... Da, a venit da, și... Numai că nu se spune că doamna judecătoare cumva a fost părtinitoare. Cum este și primarul, cum este și doamna secretară. Da, toată lumea, da. Toată lumea e de partea foarte noastră. Foarte multă lume, foarte multă lume. Consiliul Județean. Da. O mulțime de instituții, parchetul. Tot de asta spusin. Și dacă a făcut plângere la parchet, la tribunal, la știu eu, Dumnezeu știe unde, că s-a dus și la... Peste tot au peste făcut. Tot, mi se pare că au făcut și pe afară. Încerc să-mi dați o explicație la această tenacitate pe care ei au, această că nu se lasă, ca să zic așa, până nu își urmăresc ei, mă rog, adevărul pe care îl au, da. Care e explicația? De ce? Nu știu. Vor să aibă dreptate. Poate că au? Păi să aibă, nu știu. Deci eu vă spun. Da. De când sunt eu aici, acolo am găsit hotarul, acolo, deci asta știu eu. Mai da. Mult nu pot hotarul să vă spun. Ăla? Da, eu știu, deci acolo și aici. Eu asta știu, da. Și acolo la fel. Deci eu așa știu. Haideți să vă explic să mă înțelegeți. Eu au făcut două case în 600 de metri pătrați, da? Făcând două case, automat, pământul care e scos de acolo, tu îl dai în spate, da? Și se duce cu gara cu tot. Ați înțeles? Deci e logic. Logic, foarte logic. Așa. Și odată ce s-a dus deci gardul... pământul scos, ca să pună temelia acasă, că se toarnă beton. Pământul scos l-au dat mai la vale. Exact. Adică spre dumneavoastră, exact. Spre proprietatea dumneavoastră. Așa, și-a plecat pământul cu gardul. Doar nu e posibil. Nu e posibil, e foarte, foarte adevărat. Așa. Vă spun eu că știu. Așa. Și dând pământul, automat s-a dus și gardul în jos. Și cu ei să țin de treaba aia. Păi, poziția, dar de fapt e poziția, ca să zic așa, deviată. Sigur, da, deviată, sigur da. Că pleacă pământul, da? Pleacă pământul cu gard cu tot. Și ei să ține de gard acolo, dar stai puțin. Păi tu te ții de gard acolo, că se duce, dacă de la mine se duce până în fundul grădinii, la mine tu spui că e grădina ta? E logic? E logic ce spun eu? 12 avocați a schimbat Valeriu Manea și familia dumnealui pentru a se împotrivi dorinței familiei Ceapă de a repara un gard. A pierdut la toate instanțele posibile și imposibile. A cheltuit 10.000 de lei și în cele din urmă are de plătit cheltuieli de judecată și despăgubiri de alte 10.000 de lei. De la un simplu gard, procesele au devenit procese de grănițuire, unde instanța a constatat că Valeriu și-a extins proprietatea dincolo de granițele legale. Dar cu toate astea, încăpățânarea lui continuă fără nicio limită. I-au zis așa, domnule, gardul ăsta nu era în poziția asta, era mai sus și el cumva a venit la vale pentru că atunci când au săpat pământul, tot pământul care l-au scos ca să facă fundația, să bage ciment, să facă fundație, s-a dus la vale către terenul familiei Ceapă. Niciodată n-am băgat acolo pământul, pentru că copiii mii când au săpat, trebuia să facă un plutără înapoi la casă. Că a fost înalt. Așa trebuia pământul să-l bage înapoi înăuntru, în camere. Acolo să-l facă, să facă umplutura. Să-l da. Taseze da. Și să facă umplutura. Da. Între părțile de ciment trebuia să fie niște pământ. Da. Și după aceea punea, mă rog, placa. Ciment, placa da. De ciment. Da. Deci n-a fost nevoie să-l dea la vale. Asta e explicație fantezistă ca să acopere ei. Să acopere ei, da. Niciodată n-am zbrit absolut nimic, că noi n-am putut niciodată. Am avut frasene acolo, am avut gard făcut de când trăia mama mea, că n-am putut. În lor este 500, zice, ar avea 670 după... Păi de ce are 670, că în acte au 600? S-a spus în acu sau... 600 au în acte? Da. Și la primărie au 600, deci dacă ei au 600... Tabularea e făcută pe 600 de metri. Stați puțin, dacă ei au 600 de metri în primărie, da? Au în primărie 600 de metri de la bunica lor, mă rog. Așa. Și acolo au 670, de unde au și ăia 70 de metri? Le-a dat vreun veșin? Da. Cu sacul? Pământul? Normal, fiică, dacă nu noi acum să măsurăm, ei ar trebui să aibă 600 de metri, nu? Clar. Și dumneavoastră, cât? Păi aici, normal, ar trebui să fie 800, dar să mai puțin, să 700 și nu știu, că 720, aici, bucata asta. Aha. Și în grădină, bună ziua, vreo 3.000, mi se pare. 3.082 știam că trebuie să fie.
trebuia. Și nu mai sunt. Nici eu nu mai sunt. Nu știu dacă mai sunt 3.000. Nu, 3.800. Păi când a venit executorul și ați pus gardul nou de plasă. Da, da, Dumnezeu mai știe câți metri sunt exacti. Credeți dumneavoastră că pe mine m-a interesat câți metri sunt exacti. Pe mine m-a interesat să fac gardul doar atât. Nu m-a interesat nici că sunt 3.082 de metri, nici că sunt 5.000, nici că sunt 1.000. Pe mine m-a interesat să fac gardul ca să nu-mi intre animalele la ei. Atât. Cât am pățit eu, cât am fost urmărit de poliție, m-a hărțuit. Pe mine a venit să mă ia cu mandat, noi cu acte regulă, noi am fost hărțuit. Poliția? Da. Poliția venea cu mandat? Nu ne-a arătat mandatul, dar să mă ia să vă duc la tribunal. Să vă ducă la tribunal. Da, și tu n-ai ieșit în spital, pozit înainte. Înseamnă că tribunalul a considerat prezența dumneavoastră ca necesară. Și păi da. Martorul, dacă nu vine... N-a știut pe cine a dat în judecată. Ne-a dat pe cine și în judecată. Toată familia, da. Numai un băiat a rămas. Cel care a dat în judecată este domnul cu care... Da, care acolo. Da. Aha. Și v-a dat pe dumneavoastră și pe mai cine? Păi soțul meu mort, da? pe băiat. Pe băiatul ăsta, pe celălalt, pe frații cei doi. Deci familia dumneavoastră integrală. Da. Aproape pe toți. În afară de unul care a plecat în Germania, el a scăpat. Ne da, că n-a știut cum îl cheamă, că ne dădea pe toți în familie. Până a văzut cum de acte. Da, și a zis că n-a știut pe cine a dat în judecată, nu știa cine are pământul acolo. Eu v-am înțeles pe dumneavoastră, dar acum, logic vorbind, dacă tu ai 600 de metri în primărie, da? Ia-i, în primărie. Să vedem dacă iau, să fac măsurile. Așa, dacă tu iei în primărie și tu ai acum, făcând cadastru, ai 670, de unde ți-a dat vecinii? Cu sacul? Pământ? S-ar putea să fie intabularea făcută de atunci și cu poziția... Nu știm, Dumnezeu știe, pentru că n-ai de unde să știi. Eu v-am spus, sunt 25 de ani aici. De 25 de ani. Da. Sunt aici de 25 de ani. Și în acești 25 de ani s-au mutat și gardul ăsta și gardul ăla, adică ăsta nu s-a mutat. Asta nu s-a mutat, ăsta așa a fost, da. S-a mutat celălalt pentru că a venit cu alunecarea terenului. Da, pentru că ei au făcut două case, 600 de metri pătrați. Haideți să fim sinceri. Mult pământ care trebuia scos. Pământul ăla, normal că a venit în spate. Dar dacă tu vrei să ai dreptate de fiecare dată, că așa vrei tu și eu să-l întreb, ce a făcut cu pământul ăla care l-a scos? Pentru că întotdeauna se sapă. Aveți dar dreptate normal, la temelie. Dar se sapă foarte mult și se scoate foarte mult pământ. Unde l-a dat? Unde l-a dat? Așa o să întreb, da. Ceva trebuie să știm, că de-aia suntem aici. Înainte de toate dați și voi să vă fericit pentru emisiunea dumneavoastră. Mi-a plăcut, le urmăresc. Și noi întâmpinăm tot felul de cazuri. Problema se pune că noi nu putem să acoperim totul. Noi am pus în posesie în jur la 6.000 de hectare de pădure și plus fâneață. Noi avem o comisie de letiții care se deplasează la fața locului, iar situația dumnealor a depins de instanță. A avut avocat și unii și alții și s-a judecat ani de zile. Eu, de când sunt la primărie, la familia dumnealor, nu am fost niciodată la domiciliu. Mm-hmm. Pentru că este dintr-un sat cu mine și se interpretează cum se interpretează. Și s-a dus comisia hotărât, a fost un avocat. Pe cine ați avut avocat? Că a avut avocat care l-a reprezentat, am înțeles, nici nu sunt în temă. A câștigat, a pierdut, nu am de unde să știu, pentru că, repet, noi avem am avut sute de procese. Sute, care sunt în instanță. Ce v-a spus? Doamna secretar, am înțeles că a reprezentat primăria în instanță. Secretara... Da, nu, a reprezentat familia Ceapă. Familia Ceapă, până să fie la primărie. Secretara a fost avocat. Și, într-adevăr, pe familia Ceapă. Așa. Dar fii atent, gardul de aici, ăsta din față, care merge la uliță, unde se termină? Nu se termină aici unde începe gardul ăsta? S-a terminat când 80, când a murit bunica, trebuia să ies în partea, la țânc, în partea cealaltă, unde am arătat garajul, colțul garajului, acolo era hotarul. Dar fii atent, dacă lucrurile stau așa, asta înseamnă că, de fapt, voi aveați ca suprafață mai mult de 600 de metri, a poate fost, mai mult și decât 675. De ce documentul cadastral se referă doar la 600 de metri și nu atâta, la mai mult cât ați împrejmuit? Atât a trecut bunica pe la vremea respectivă, în primărină, în rol. Așa să trecea, știu, nu se măsurau.
A, se trecea mai puțin, era un obicei al locului. Așa da. Era, na. Bun, și dacă tu ai fi, ca să zicem, autoritatea asta cadastrală superioară, nu ar trebui să ai în vedere această suprafață care e trecută în acte. Nu am cerut, dar degeaba am cerut. Ce să ceri? La OPCI, ca să ne puie prin... A, să spună și diferența. Diferența, a refuzat. În cauza a venit doamna inginera primăriei înainte cu abuz și am măsurat toată suprafața noastră în lipsa noastră acolo. Suprafața care era împrejmuită. Împrejmuită. Și după o perioadă, după o lună păi și așa ceva... se face. Nu se face așa, domnul primar? Păi da, dar în lipsa noastră nu trebuia să fie improvizatea noastră. În urma cadastrului care s-a făcut, am înțeles că teren a avut mai mult dumnealor, dar dumnealui trebuie să vină cu hotărârea definitivă, pentru că s-a finalizat, s-a terminat procesul. Am înțeles de la dânsul. Și trebuie hotărârea definitivă să vedem care este soluția dată. Am înțeles de la dânsul că toate procesele care au fost în instanță au fost pierdute de familia Manea. Păi a fost pierdut dacă a avut teren mai mult, nu știu, nu judecă primăria. Mai mult decât era, ați avut împrejmuit mai mult teren decât erau pe acte. Da, și cred că din cauza asta ați pierdut. Da, din cauza asta, că așa a zis, dar... De ce insistă dânsul și e de părere că era proprietatea dânsului acolo unde ați înaintat cu gardul? Păi știu, eu vreau mai mult, el are 3 prăjini 600 de metri. 600 de metri așa. Are în documentul cadastral. Adică, așa, da. Și eu, făcând două case, s-a dus pământul, dar cu câțiva ani de zile s-a dus pământul și a mers cu hotarul ducându-se așa, un metru, doi, mai de vale, că s-a dus trânt, așa a fost, a fost săpata, s-a dus așa gardul. Și am făcut la primărie o cerere, la domnul primar atunci, și să facem acolo, cum o fi, așa, cum îți facem gardul, cum e, că mai trece vaci, am băiatul bolnav, paralizat, mai trece o vacă acolo, nu vrea să am probleme, să ne judecăm pentru o vacă. Și n-a făcut. Era gardul, ca să zic așa? Nu era gard, era așa, niște sârme căltea, că venise pământul peste ele și s-a dus pământul așa de bale încolo. Și eu am vrut să așa și s-a dus un primar cu cerere la dâns și acasă. N-a vrut să facă, cum a zis primăria, să facem gard. Pe acolo pe unde eram, că tineam o palmă mai sus la ei, sau mai știu eu ce, cum ne înțelegeam cu frumosul. N-a vrut. Și dacă n-a vrut, mai zic, eu trebuie să fac gard, că nu pot să mă descurc acolo, că băiatul mi-e paralizat, așa ca el, nimeni, că n-a... Așa, nepotul. Băiatul meu e în spital acum, băiatul meu, Claudiu, e în spital acum, a dat la pucioasa. Acum, omul la femeia aia, e băiatul meu, pe el îl am. Da, și așa am făcut. Și apoi eu n-am vrut să facem gardul. Și dacă n-am vrut să facem gardul, a trebuit să m-am certat cu el. Mai băiatule, cu el, cu maica sa, că nu era al lui, era al lui maica, nu era al lui băiatul, este al lui al băiat. Mai trăiește mama dânsului, nu? Da, Lucica trăiește, mai mică ca mine cu 2 ani. Așa. Da, ați vorbit cu Lucica. Cu Lucica și cu băieții și că nu acolo am unde față cu băiatul meu. Nu e băiat, e procurator băiatul ăsta, este al băiat. Manea Gabriela, acolo, un frate al lui el mai mare. Ala nu s-a acolo prezentat niciodată. Gard, acolo unde, către casă. Către casă. Da. Și a rămas așa, să facem gardul, să fie bine, n-a vrut. Mă zic că trebuie să facem, l-am plecat. V-ați dus departe, mă băieți, mă, v-ați dus departe. Nimic, nu ne-am înțeles cu ei, a trebuit să-l dau în judecată. Deci el a făcut escapat? A două case. A făcut bine și s-a dus pământul. Pământul dădea către proprietatea dumneavoastră. Da, multe acolo, dar se ducea cu totul, s-a dus mult pământ acolo. Cei nu știe, nu știe copii. Și așa am făcut. Mai eu vă dau în judecată dacă vreau, nu facem cu lumea. Râde lumea, dar nu e pentru ce. Nu? Ce? S-a dus, a venit bărbatul meu, i-a dat vânt bărbatul meu, maică, s-a tărăraie mult acolo, tărăraie, i-a dus miliție, cred că n-am păr în caș, știe toată deci, lumea. Și ca mama... La mama lui băiatului, a băieții ăștia patru. A intrat în ceartă cu dumneavoastră. Da, și împreună și băieții, și băieții, că e patru băieți mari. Da. Și băieții, da, e patru băieți mari. Și uite ce râde. De mult, pe când oamenii își despărțeau pământurile doar cu câte un copac sau cu câte o brazdă, vecinii se ajutau în toate treburile unul cu celălalt și nu era loc de vrajbă pentru lucruri de nimica. Încăpățânarea lui Valeriu i-a adus nu doar pagubă, ci și zile nu tocmai senine pe ulițele din Rum. Frații săi lucrează prin alte țări și vor trebui să achite în cele din urmă cheltuielile de judecată, dacă nu cumva alte ambiții nu vor goli și mai mult bugetul familiei. Fericiți cei sărași cu Duhul,
dar nu le-ar prinde rău să învețe să citească și să știe adunarea cu numere până la 1000. Zău așa. Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut!